Insta, Facebook și Twitter. Yeah. Europa FM. Suntem și pe Facebook începând din acest moment pentru rațiunea zilei. Asta înseamnă că a venit Cătălin Striblea din nou în studio. Salut, Cătălin! Salutare, bine te-am găsit! Ce e nou? A zis domnul Iohannis că atât s-a putut. Cu cei 50 de bani sau la ce te referi? Da, cu cei 50 de bani, da. Deci nu e reducere de un leu pe litru, așa cum speram noi. Nu, e de 50 de bani, dar e plătită tot de... E reducerea la 2 litri, știi? E reducerea adică... la 2 litri, dar e plătită tot de noi, știi? Adică... Și e plătită și tot de da, noi. Da, o parte de bani la buget și o parte companiile nu vor plăti taxe de ei, cam asta e. Dar și trebuie să accepte mecanismul ăsta, mă rog, o să accepte că... Acum, dar e de ajuns să accepte una și scade prețul cu 50 de bani și toată lumea să duce acolo și... E veselie în țară, înțeleg că au ieșit toți cu mașinile acum, așteaptă, s-au pus la coadă, că da. Înțeleg că de pe la 1 iulie, zic că de la 1 iulie nu e anunțat odată, dar premierul a zis iulie, august, septembrie, nu? Deci, a, deci de la 1 iulie. Da. Deci nu mai alimentesc. Deci nu alimentați acum, așteptați. Să vezi acum panică în vinerii. Așteptați data de 1 iulie, nu o să treacă nimeni. Dar e adevărul că din multe măsuri proaste pe care le putem lua, asta e una dintre ele. Da. Păi dacă nu mai trece nimeni pe la benzinărie până pe 1 iulie, fac pariu cu tine că o să scadă natural prețul. Da. Despre ce vorbim azi, Cătălin? Se întâmplă lucrul ăla extraordinar pe care îl așteptăm. Liderii statelor din Uniunea Europeană se adună ca să dea statut de țară candidată Ucrainei și, dar și Moldovei. Ia să auzim detaliile chiar acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Începe la Bruxelles acea reuniune care ar putea să fie una istorică, să schimbe cursul lucrurilor pe acest continent pentru poate zeci de ani, dar să și ducă de o anumită manieră, cu timp și răbdare, la îndeplinirea unui obiectiv național al României, și anume prevenirea Moldovei acolo unde este locul. Poate nu mai poate să facă asta pe de-a întregul, adică să fim o singură țară, dar... cu dispariția granițelor în Uniunea Europeană, cu proiecte comune care să fie transfrontaliere, cum se cheamă, cu participare, cu cetățenie în România, lucrurile s-ar putea încheia de maniera asta, poate într-o generație. Ce se întâmplă? Țările... A fost un proces care a durat câteva săptămâni, s-a făcut pas cu pas. Parlamentul European și Comisia Europeană au recomandat șefilor de state cu largi majorități și cu unanimitate să le dea voie Ucrainei și Moldovei să fie țări candidate la Uniunea Europeană, adică să deschidă acele dosare de aderare. Știți cum a făcut și România? Dosarul justiție, dosarul agricultură, dosarul cu tare, să vede dacă se îndeplinesc niște parametri și după asta se mai dă un vot la final. Deci mâine ar trebui să se voteze asta, da? Azi și mâine să discută, nu toată lumea e de acord. Evident, sunt state care se opun. Sunt state care se vor opune și la aderarea acolo. E cu unanimitate. Deci când se va vota aderarea e cu unanimitate. Aici e un proces mai complicat. E un cadru, m-am uitat acum pe el, 55% dintre statele membre trebuie să voteze pentru, dar să și reprezinte 65% din populația Europei. Adică trebuie să voteze statele mari, în populație mare. Și urmăresc că în acest sens, cu Franța, Germania, Italia sprijinind treaba asta, că au fost oamenii aia trei la Kiev, știi, săptămâna trecută, mă aștept ca lucrurile să fie de natura asta. Acum toată lumea se va întreba, domnule, va intra Ucraina în Uniunea Europeană? Greu. Adică, ce să zicem? Gândește-te la dosarul justiție sau la dosarul energie al Ucrainei. Gândește ce scandal va fi pe agricultură când Ucraina are probabil o agricultură similară cu cea a Franței ca întindere și ca potențial de lucru. Cum e să intervină acest jucător pe piața grâului din Europa și să primească subvenții europene? Oho, ce discuție vor fi. Din punct de vedere politic și geostrategic, sigur că este admirabil, adică mai pui o pavăză acolo. Da, noi să fim cu ochii pe slănina noastră, cum se cheamă, pe Moldova. Poate să intre Moldova în Uniunea Europeană? Da, cu o condiție, ei au o condiție și mai grea decât a Ucrainei, și anume Transnistria.
Eu ziceam că o fi invers, că mai degrabă vine Republica Moldova în Uniunea Europeană decât Ucraina în condiții, în condiții de război, da. Da. Să zicem că sperăm că acolo războiul se termină și să trag niște granițe ferme, respectabile, că sigur și asta e o problemă. Și Moldova are Transnistria, care e parte din teritoriul său, dacă o republică autonomă, ori în Uniunea Europeană nu poți să intri cu conflicte teritoriale, cu chestiuni de genul ăsta. Deci cea mai simplă metodă ar fi să inviți și Rusia. Rusia a rezolvat absolut orice problemă. Dar se întâmplă altceva. Ele fiind țări candidate, eu mă aștept să primească statutul ăsta. Voi de mâine, colaborarea dintre statele astea, tipurile de ajutoare pe care le pot primi, banii, înlesnirile pentru cetățenii de acolo vor fi mult mai ușoare în termen de circulație, în termen de accesare a unor fonduri. De altfel, așa se și pregătește Uniunea Europeană să-și trimită niște bani în Ucraina. E adevărat că din ce percepem noi, discuția a fost cam de felul ăsta, ucrainenilor. Hai, rezolvați-vă voi, uite, vă dăm chestia asta care e un cadou minunat, dar rezolvați și voi treaba aia cu războiul, niște condiții care să nu fie neapărat prielnice. Ori acolo... nația ucraineană și conducătorii lor vor avea o decizie greu de luat. Și se pare că e un pic cam departe de a fi rezolvate lucrurile în momentul ăsta, cel puțin așa. Eu, ca să fiu realist politic, eu aștept Moldova, știi? Adică aia da. Eu aștept Moldova să vedem cum s-ar putea face din punctul meu de vedere. Ar fi un pas uriaș către ce înseamnă obiectivul nostru național. Nu-l vom face azi, dar știu eu peste 30 de ani cum o să fie. Și poate o să ne dea și 12 puncte la Eurovision cu ocazia asta. Mulțumesc, Cătălin, pentru comentarii.